Bun găsit, stimați telespectatori, la Vama Vremii, din nou cu subsemnatul Nicolae Badiu, care, vreau să vă spun, nu de multă vreme am întâlnit, m-am văzut pentru prima dată cu un domn despre care știam foarte multe lucruri, ca nume, ca funcție, ca acțiuni ale domniei sale, și care mă fericită într-o anticameră undeva. Și domnul Badiu, să știți că am dat de cartea dumneavoastră. Vă felicit, mi-a plăcut, vă dați seama că m-a gândit la din prima, foarte frumos. După care, la scurtă vreme, mă întreabă, domnule Badiu, zice, dar de ce oare oamenii sunt așa de reticenți la a se implica, la a lua atitudine, stau deoparte, hopa, exact întrebarea pe care mi-o pun eu zi de zi în ultima vreme. Lângă mine este, din acest motiv, invitat acel domn, nimeni altul decât Mircea Bărbuceanu, lector, universitar, doctor, liderul sindicatului de la Universitatea din Pitești. Bună ziua, domnule profesor Bărbuceanu! Mulțumesc de invitație și mă bucur că dumneavoastră, ca un scriitor foarte deschis, m-ați invitat. Este o provocare pentru mine, în primul rând. Sigur că acum, dumneavoastră, evident, sunteți provocat să discutăm fix despre ceea ce înseamnă a te implica, ceea ce înseamnă a lua atitudine, a comunica tranșant, direct, orice ne convine sau nu, a dezbate civilizat, a polemiza. Dumneavoastră, ca lider de sindicat, aveți această experiență. Știți cum e să vrei ceva și, mă rog, managerul dintr-o poziție sau alta, eu nu vorbesc strict la universitate, în general, știți, încearcă să se eschiveze la probleme. Vreau să vă spun un lucru așa de la început. Meseria mea de bază e aceea de profesor. Și sunt copil de profesori, ambii părinții mei au fost cadre didactice. Eu și soția mea suntem cadre didactice. Deci asta mi-e meseria și, să zic, vocația. Deja suntem la a doua generație, inclusiv copiii mei ar vrea să ajungă cadre didactice. De nevoie a trebuit să fac, să ajung lider de sindicat. Și cred că suntem, fac parte din acei lideri de sindicați atipici. Noi nu avem niciun leu de la sindicat. Niciunul din sindicatul universității, din sindicatul meu, nu are vreun leu. Cu excepția contabilei, care trebuie plătită. De ce ne-am implicat? Apropo de ce spuneați dumneavoastră. Și cum a venit ideea asta? Erau probleme la Universitatea din Pitești, probleme destul de mari, legate de o conducere care uitase de actul didactic. Și mulți aveam nemulțumiri, atât cadre didactice, cât și personal didactic auxiliar și nedidactic. Și, cum să zic, vorbeam pe la colțuri, toți. Și la un moment dat mi-aduc aminte, într-o vară, cred că undeva în 2006-2007, mai mulți dintre noi colegii ne uitam la un meci de fotbal. Și, normal, știți cum e, când te uiți la meci, ești cel mai tare. Dai sfaturi, faci, dregi. La care soția unuia dintre prietenii care ne uitam zice, bă, zice, sunteți tari pe margine. Zice, dar dacă intrați acolo pe teren, nu faceți nimic. Chestia asta, cuvintele astea mi-au sunat în cap destul de multă vreme și la un moment dat, izbunind așa niște conflicte în interiorul universității, conflicte de ce tip? Noi toți ne doream dotări de laboratoare. Asta a fost o dorință enormă, pentru că practic în laboratoare se face și cartea, și cercetare, și tot ce e. Încercând să determinăm conducerea să facă asta, am zis, dom'le, hai să intrăm pe teren să jucăm. Și cum poți să faci așa? Pentru că au mai fost oameni care s-au implicat, dar n-au reușit de unul singur, și atunci ideea a venit repede. Haide să facem un sindicat, să facem o organizație. Bun, domnule profesor, în primul rând, să fac o corecție în ce mă privește, dumneavoastră s-a afirmat la un moment dat, uitase de actul didactic, cu referire la bordul din vremea în care dumneavoastră v-ați hotărât.
Este afirmația dumneavoastră. Probabil că este în spiritul liderilor de sindicat, mă rog, dar să o corectăm. Adică, știți, nu e regulă. Nu asta îmi propun, să acuz pe cineva în această emisiune cu prilejul dialogului cu dumneavoastră. Nu știu, a fost intenția. Însă, atenție, chiar vă rog, nicio problemă, puteți face referire la cazul dumneavoastră, deci o luăm ca un studiu de caz, ce înseamnă lider de sindicat, manager, deci administrație, puteți face referire pentru a exemplifica vis-a-vis de ceea ce eu vă propun să vorbim la general. Adică, liderul de sindicat este, știți, în România este o funcție compromisă, până la urmă. Tocmai asta a spus bine atipic. Tocmai asta vreau să vă spun. De-aia suntem atipici. Nu am făcut sindicatul pentru a avea vreo funcție. Mai mult decât atâta. Ni s-au tot oferit funcții peste funcții. Niciodată n-am acceptat decât, cum să vă spun, nu funcții, ci anumite poziții care ne-au permis să negociem și să obținem pentru universitate și pentru învățământ, în general, diverse lucruri. De exemplu, la un moment dat făceam parte din biroul executiv al Federației Educației Naționale pentru că mi-a permis această poziție să ajung la minister în fața miniștrilor și să negociem legi ale învățământului, să negociem aspecte care mi le-am dorit și mi le doresc în continuare și cred că nu mi le doresc numai eu, cred că și le dorește oricine, inclusiv dumneavoastră, deci toți care vor ca societatea asta să se însănătoșească, deci toți care vor așa ceva, își doresc ceva. E, dar cum faci asta? Cum faci să obții așa ceva? Singur nu poți și știți foarte bine, singur ești o voce în 20 de milioane, dar reușind să faci o organizație și să faci o organizație sindicală e cu totul altceva, pentru că ai o lege specială, o lege care te impune ca poziție. Ei, făcând o astfel de organizație sindicală, ajungi acolo unde se fac legile și poți să spui cuvântul tău și nu că poți să-l spui. Că de spus spun mulți, poți să impui la un moment dat, prin forța maselor, poți să impui anumite lucruri bune. Dumneavoastră spuneți și aveți dreptate aici, că mișcarea sindicală a fost și este compromisă. În mare. Cu mici excepții. În mare. Recunosc asta. Pentru că, de ce este compromisă, domnul Badiu? Și acum vorbim pe șleau. Majoritatea și mulți dintre marii lideri de sindicat vin din niște vremuri în care au fost din anumite structuri. Ei nu sunt lideri de sindicat. Ei fac parte din feudalii actuali. Păi, au avut acces, au accesat, de fapt, puterea, probabil inconștient, dar la un moment dat s-au trezit de pe poziția de opozant, ca lider de sindicat, s-au trezit în barca puterii. Uitând... Dați-mi voie să vă întrerup. Nu cred că au fost niciodată opozanți. Deci nu cred că au fost niciodată opozanți. Nu mă refer la toți. Sunt exemple care vi le-aș da acum de oameni deosebiți. Chiar acum 2-3 săptămâni stăteam de vorbă cu domnul Crețu. Un om deosebit. Deci un lider adevărat. Dar, sau uite, vă dau exemplu colegul meu de la preuniversitar, domnul Voica. Iarăși niște lideri adevărați. Dar mă refer la mulți dintre liderii care vin din vremuri când făceau parte de niște structuri, iar la Revoluție n-au făcut decât să stea la niște mese cu anumiți oameni și să-și împartă anumite funcții și anumite poziții, anumite privilegii. Ei, oamenii aceia mimează actul sindical și din păcate, pe mine mă revoltă, mă nemulțumesc două aspecte. Primul, că distrug ideea de sindicat, sau nu că îl distrug, ci o compromit într-o anumită măsură. Și doi, pentru că, de fapt, trei. Al doilea, nu știu de ce nu-și dau seama oamenii aceștia și, în general, românii, dar vedeți, cred că suntem sub influența unor manipulări urâte, așa. De ce nu pot să-și dea seama și să înțeleagă că atunci când celor din jur le e bine, ție ți-e mult mai bine decât îți e acum. Deci ideea aia să moară și capra vecinului, da, dar dacă vecinul îi moare capra și dacă îi e rău vecinului, nu neapărat mie o să-mi fie mai bine, dar dacă vecinul e mulțumit, dacă îi merge bine, poate merge și mie mult mai bine și relația cu el e frumoasă.
Deci ne poate fi mult mai bine într-o societate în care toți să fim prieteni, în care toți să tragem în aceeași direcție, nu în care să fim dușmani. Iar ultimul lucru care îmi pare rău că nu-l înțeleg cei din lumea sindicală, este și o chestie legată poate și de știință, că asta v-am spus, e prima mea opțiune. La un seminar internațional am prezentat, la un moment dat era vorba despre sindicalism și corupție. Și eu am prezentat un lucru pentru că erau mult mai mulți în afara lumii sindicale. Vedeți, și noi oamenii funcționăm ca și moleculele, ca și atomii, ca și alte elemente, în mod structurat. Ei bine, într-o asemenea structură, ca să modelezi o asemenea structură, poți să discuți de diverse modele. Cel mai simplu model, nu și cel mai bun, este modelul mecanic, modelul newtonian, în care ai mai multe acțiuni care trebuie să-și facă echilibru. Spuneam atunci un singur lucru. Cu o acțiune, cu o forță, ai dezechilibru complet. Deci, de exemplu, dacă trag cu o forță de un obiect, îi produc accelerație permanentă, îi crește viteza. Nu va fi niciodată în echilibru. Cu două acțiuni, cu două forțe, am un echilibru instabil. Deci trag de un corp de două, poate să oscileze. Abia cu a treia forță poți să faci un echilibru stabil. Ei bine, în societatea în care noi trăim și în toate societățile, sindicatele reprezintă acea a treia forță de echilibru. Este vorba de forța maselor. Este vorba de acea forță care reușește să transforme masele în parte bună, pentru că lăsate libere, masele au un singur scop, să distrugă. Ceea ce se întâmplă și în România. Ei bine, asta vreau să vă spun și de asta îmi pare rău, că se distruge și se compromite a treia forță în România. De-aia noi nici nu avem un echilibru. Îmi place cum puneți problema, sunt de acord cu dumneavoastră, însă mă simt dator să, mai ales că îmi trece prin minte, să vă atenționez că totuși masele demonstrează, cel puțin după, să zicem, studiile făcute de Gustave Le Bon, încă după Revoluția franceză imediat, deci prin psihologia maselor, că nu prea funcționează după legile fizicii masele. Însă, teoria dumneavoastră e foarte interesantă și idealul ar fi să ne raportăm totuși la legi ale fizicii și nu să lăsăm masele în voia lor să fie manipulate așa cum se întâmplă și să se intervină cu această a treia forță, cum frumos să vorbiți. Mai fac încă o completare apropo de lideri de sindicat. Ați pomenit niște lideri din tacma dumneavoastră, ca să zic, a învățământului. Noi suntem chiar în studioul de la Mioveni, să nu uităm, să nu fim nedrepti și să nu cităm liderii de sindicat de la Dacia Renault, care sunt lideri de sindicat înainte de a veni Renault și la fel și acum sunt tot ei. De ce? Pentru că au știut să țină acea de-a treia forță, deci ei sunt care cu adevărat țin echilibru aici. Este un exemplu extraordinar de bun de la nivel național. De echilibru. Într-un sindicat foarte mare, poate cel mai mare din România, unde reușesc acești lideri să țină acest echilibru. Și apropo de ce spuneați că trebuie să înțeleagă ăla care e la putere că dacă cei pe care îi administrează o duc bine, poate să o ducă și el foarte bine, vreau să iau să fac aici, să vă provoc și să vă spun că nu e chiar așa. Trebuie să fie un echilibru pentru că dacă, de exemplu, la Renault aici, da? La Dacia, muncitorii au salariați, ar câștiga atât de mult încât să le fie bine, foarte bine, nu la fel de bine ar mai fi firmei Renault. Da? Pentru că profitul lor ar fi mai mic. Și aici e rolul sindicatului. Ca să vină să facă acel echilibru corect, să zică, băi, până aici e bine, până aici sindicat, e bine. Repet, un sindicat corect face un echilibru corect. Cu lideri care nu negociază pentru ei personal. Cu lideri care sunt responsabili și care se gândesc la viitorul instituției pe care o reprezintă sau a societății pe care o reprezintă. Deci, repet, cu lideri responsabili, mișcarea sindicală are un rol extraordinar de important. Puțini își dau seama. Și repet, probabil că asta a fost și direcția în a compromite mișcarea sindicală, în așa fel încât să se producă aceste dezechilibre. Pentru că stăm, și cum să zic, stăm pe scaun și ne gândim la modul următor, domnul Badiu, după lovitura de stat din 89, cine din Europa avea nevoie de un stat puternic, numit România,
în poziția strategică pe care o avem noi. Cine vroia un stat echilibrat, un stat capabil să stea pe picioarele lui, să-și exploateze propriile resurse singur, să-și exploateze propria inteligență nativă care este absolut deosebită. Și credeți-mă ce vă spun, că sunt cadru didactic. Avem o inteligență nativă a poporului ăsta și nu vă spun ca mândrie. O inteligență nativă, cum nu vă puteți da seama? Foarte scurt. Inteligența nativă, de fapt, nativă este inteligența cognitivă, unde stăm, într-adevăr, peste media europeană, fără discuție. Dar la inteligența emoțională avem mari probleme. Continuați. Inteligența emoțională. Până la urmă, da, suntem foarte emoționali, dacă pot să spun așa. Nu ne stăpânim. Știți foarte bine, de-aia nici nu suntem buni manageri. Da. Nici n-am fost lăsați, domnul Badiu. Uitați-vă că de 2000 de ani citeam mai de mult o carte despre Imperiul Olandez. Nu știu dacă e reală, despre istoria Imperiului Olandez. Au avut 100 de ani în care n-au avut niciun război. Și în acești 100 de ani s-a dezvoltat și s-a creat Marele Imperiu Olandez. Spuneți-mi și mie, în istoria pe care o știți dumneavoastră a poporului român, când am avut noi 100 de ani de pace? Da, nu am avut pace. Nu suntem singuri care n-am avut pace, dar nu asta ar fi problema. Problema noastră este că noi ne-am născut mai târziu un pic, am reușit să prindem pasul să stăm la aceeași masă cu marile puteri. Ce înseamnă că ne-am născut mai târziu? Ne-am format inclusiv, dacă vreți să mă băgați în tema asta foarte pe scurt, prea mult, nu o să stau în primul rând că nu mă pricep prea mult, prea bine. Însă noi suntem, deci abia în 1859 se formează statul model român, se unesc cele două principate, da? După care foarte repede ne aducem un domnitor străin care se instalează apoi ca rege. Am avut monarhie, probabil că cea mai lungă perioadă asta de monarhie a fost și perioada relativ cea mai puțin instabilă. În rest, Dumnezeu cu mila. De ce? Cum? Dumneavoastră spuneți-mi cum vedeți. Apropo, n-aș vrea să vorbim neapărat despre liderul de sindicat și despre sindicat, ci despre ce chestia asta, adică de ce românii au lehamite la se implica. Stau și privesc așa comozi și mai bombăne, dar numai într-un colț. Că la face, la drege, la fură, dar el nu face nimic ăsta care observă ce se întâmplă în a veni și a stopa, a lua o măsură, a se implica într-o mișcare, fie ea și de sindicat, sau poate mai ales de sindicat. Ce să vă zic, părerea mea după 7-8 ani de zile de sindicalism, așa în care eu m-am lovit practic de problema care o puneți noastră, de ce nu se implică oamenii, cred că a intrat în codul genetic al românului să nu se implice, nu știu... O teamă, poate, de sute de mii de ani e obișnuit să n-aibă siguranța anilor următori, zecilor de ani următori. Uitați, citeam despre japonezi că ei au un plan pe 40 de ani, chinezii au pe 50 de ani, nemții la fel pe 40-50 de ani și așa mai departe. La români nu cred că a fost vreodată plan pe 5 ani sau pe 10 ani sau așa ceva. Deci noi suntem obișnuiți să trăim de azi pe mâine și atunci te interesează foarte mult ziua de astăzi. Și te implici în momentul în care știi ce o să se întâmple peste 10-20 de ani, când știi ce o să se întâmple cu copiii tăi, cu clanul în care ești, uitați ca la japonez, când știi că pe generații întregi în spate și generații întregi care sunt înaintea ta vor pomeni numele tău și va fi ceva important. Copiii tăi o vor duce mai bine, nepoții tăi o vor duce mai bine. În momentul ăla te implici și riști, că orice implicare înseamnă și un risc mare. Dar la noi, când trăim de astăzi pe mâine, cred că ne-a deformat acest mod de viață de atâția ani. Am simțit permanent această lipsă de implicare. Și ce să vă spun, erau probleme care, hai să zic, nu erau problemele mele, nu erau probleme ale societății, erau probleme directe ale oamenilor, erau lucruri care interesau pe colegii de la universitate, sau nu numai de la universitatea mea, și de la alte universități, din învățământ. Lucruri clare care îi durea pe ei personal, salariu, venituri, modul de a-ți face meseria, modul de a avea o perspectivă în meseria ta, modul de a te forma profesional în meseria ta, modul de a fi respectat în școli. Bun, mă uitam că sunt probleme din acestea ardente. Dacă le-ai avea în familie,
asemenea probleme, cum să zic, ai luat măsuri, ai chemat familia, ai stat de vorbă, tu faci asta, tu faci asta, hai să luăm măsuri. De ce în momentul în care ieși în societate nu poți să te mai implici așa ceva? Am făcut odată cu câțiva colegi chiar un experiment. Legat de niște drepturi salariale foarte importante, am zis să mergem și să pichetăm ministerul. Eram 400 de oameni în sindicat. Știți câți am mers? 12. Da, nu mă miră, pe mine nu mă miră. Este interesant că dumneavoastră v-ați însușit, știți foarte bine această caracteristică a românilor, am aflat și eu. Apropo, dumneavoastră, ce cursuri predați acum? Fizică. Fizică, tot ce ține nu de predați fizică. Management. Cum să zic? Da. Nu, în principal Bun. Nu. Ca lider, în schimb, sunteți instruit, se vede clar, pentru că eu știu foarte bine străinii occidentale ăștia care, mă rog, administrează lumea bună, așa? Da. Și în care ne-au băgat și pe noi cu forță acolo, ei au constatat înaintea noastră, pentru că ei sunt care ne scanează, românii asta fac, românii trăiesc după o zi pe alta, da. N-au plan. Românii nu au plan. Nu că cincinal, nu plan pe un an, nici măcar la 2-3 luni în față nu văd românii. Își iau salariu și uitați-vă cum și-l administrează în următoarele 3 zile. Așa este. Foarte extraordinară această observație. Și vă mai amintesc eu de ceva, de fapt, nu dumneavoastră și mai celor care ne urmăresc în special, românii nu știu să-și crească copiii. Nu știu să și educe și suntem un popor în care avem foarte mulți tineri complexați, frustrați, pentru că de mici copiii nu li se spune copiilor, băi, tu ești deștept, tu ești frumos, tu ești voinic, tu ești un învingător. Nu! Copilul e făcut, tu ești un tâmpit, ești un prost, ești un neisprăvit, nu ești bun de nimic. Asta se întâmplă la români. Domnule profesor. Domnul Badiu, îmi cer scuze. Eu și copiilor mei, dar mai ales studenților vorbesc mei care sunt... Majoritatea, nu, da, sunt dar... Sunt excepții. Sau, mă rog, 50% plus 1. Permanent le spun studenților mei și uite, cred că unii sunt martori la... Pot fi martori, să depună mărturie asupra ce le spun. Le spun întotdeauna exact lucrurile acestea. Faptul că noi ca nație și ca indivizi suntem mult superiori, de exemplu, nemților. Un român luat independent este superior neamțului. Credeți-mă ce vă spun. Ne trimitem studenții pe foarte multe burse internaționale la facultăți de prima mână. În Anglia, în Germania, în Franța, în Danemarca, în Olanda, în Suedia. Ei bine, vreau să vă spun că acolo sunt între primii, dintre cei care îi trimitem. Chiar mi-aduc aminte o întâmplare de acum vreo 3 sau 4 ani, dacă nu mă înșel mai mult, trec ani repede, când doi studenți de-ai mei au plecat și alții îmi povesteau despre ei că nu prea dau pe la ore și că cu banii din bursă erau în Elveția, să plimbau. Abia i-am așteptat că m-am gândit, zi mă, cine știe ce au făcut și s-a întâmplat ceva și i-a dat afară. Nu, ce se întâmplase? Proiecte care erau pentru o lună, ei le terminaseră în 2 zile. Li s-a mai dat un proiect, l-a terminat și pe ăsta în 2 zile și n-au mai avut ce să facă profesorii de acolo cu ei. Și așa că i-a lăsat liberi și n-au mai avut ce să facă. Și banii, bursa și-au pus-o și s-au dus să se plimbe. Deci ăștia sunt studenții noștri. Copii care aici sunt considerați handicapați, proști, nu știu mai ce. Să nu uităm că pe locul în lume, ca invenții și ca descoperiri, România e pe locul 6. Că nu știm să le gestionăm. Asta nu e o vină neapărat a noastră, într-adevăr, avem în codul genetic anumite, ne-au intrat în codul genetic anumite caracteristici rele. Dar, oricâte caracteristici rele am avea, domnul Badiu, nu suplinesc ceva care vă spun foarte pe scurt acum ca fizician. Eu predau și o anumită materie care se numește fenomene de transport, partea unor sisteme dinamice și a unor alte materii. Unul dintre principiile necontrazise până acum, este o formă a principiului 2 al termodinamicii care spune că sistemele nu se pot auto-organiza, indiferent în ce ar fi făcute, că sunt în atomi, că sunt în oameni, că sunt în monede, da? Economice, sistemele nu se pot auto-organiza. Întotdeauna pentru organizarea unui sistem este nevoie de intervenție din afară, intervenție energetică, informațională și așa mai departe. Deci niciun sistem nu se poate auto-organiza. Niciodată nu o să vedeți un stat care se auto-organizează pe propriile puteri.
Întotdeauna vor fi organizate din afară. Ori repet, ceea ce am văzut cu părere de rău e faptul nu că n-au vrut să ne organizeze ca partea unor structuri mai mari, ci tocmai s-a urmărit, cred, dezorganizarea și ca primă parte a dezorganizării acestea și, să zic așa, atenuarea spiritului acesta de sacrificiu al românului, spiritul acesta de a se implica. Ai nevoie de o masă amorfă, așa. Da. Domnule profesor, discutăm în continuare și despre acest lucru, ce înseamnă să fii putere și în ce măsură ești interesat să te implici față de altcineva mai mic decât tine pe care să-l iei în slujbă, să-l exploatezi, că e mai la îndemână, sau nu. Și totodată vă propun, dar după publicitate, să revenim asupra a ceea ce dumneavoastră ați invocat, ați făcut trimitere la codul genetic al românilor. Publicitate. Până una. Sece Vidia Internațional, spălătorie auto la pompieri, vă oferă servicii de curățat interior, exterior și tapiserie folosind soluții ecologice la cele mai mici prețuri de pe piață. Sece Vidia Internațional vă așteaptă de luni până duminică între orele 8:20, oferindu-vă reduceri pentru abonamente. Noua cutie La Fântâna, cu apă de izvor din Tălmaciu. Comandă acum online! Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, dribl la dreapta! Să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curbă, Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150! Download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Vă invităm să petreceți clipe de neuitat la restaurantul Brădet din Pitești, cartier Găvana, complex Albina. Restaurantul nostru vă oferă preparate culinare de cea mai bună calitate într-o atmosferă deosebită. De asemenea, puteți petrece evenimentele importante din viața dumneavoastră alături de familie și prieteni. Relații și rezervări la telefon 0731 140 370 sau 0727 222 227. Restaurant Brădet. Pentru evenimente de neuitat. Centrul Medical Andreea Motoc, dotat cu echipamente medicale ultra-performante de ultimă generație, între care un aparat de stabilire a viremiei, a cărui marjă de eroare este zero, efectuează analize medicale computerizate. Consultații medicale de toate specialitățile, fiziokinetoterapie și recuperare medicală, ecografie 4D, electrocardiogramă, spirometrie, medicina muncii, farmacie, totul sub același nume. Centrul Medical Andreea Motoc. Ne găsiți în Pitești, strada Calea București, zona blocului 25. Centrul Medical Andreea Motoc. Pune sănătatea pe primul loc. Iulian Style furnizează clienților o gamă completă de produse pentru instalații sanitare și termice. Misiunea noastră este să vă oferim cele mai bune soluții pentru întreținerea casei dumneavoastră. Cea mai bogată ofertă, cele mai bune prețuri, posibilitate de plată în rate numai la Iulian Style. Ne găsiți în Mioveni, strada Pieței, lângă dispensar. Multe magazine, o singură alegere. Iulian Style. Vă invităm duminică, 17 februarie, de la ora 17, la Casa de Cultura Sindicatelor Dacia din Mioveni, la spectacolul Speranță la Viață, o acțiune umanitară pentru a-i da lui Eduard Antoniu Nonu, diagnosticat cu sindrom Hodgkin, șansa la o viață normală. Vor cânta pentru Eduard artiștii Aurelian Preda, Steliana Sima, Nicușor Iordan, Simona Dinescu, Valentin Grigorescu, Daniela Cernea, grupul Zavaidoc și mulți alții. Pentru a se trata de cancer limfatic, Eduard are nevoie de ajutorul nostru. Biletele se găsesc la Casa de Cultura Sindicatelor Dacia din Mioveni și la Centrul Cultural Mioveni. Prețul unui bilet este de 5 lei. Să-i dăm lui Eduard șansa de a trăi.
Vă salut din nou, stimați telespectatori. Suntem în partea a doua a emisiunii La Vama Vremii, ediția în care stau de vorbă cu distinsul cadru didactic universitar, domnul profesor Mircea Bărbuceanu de la Universitatea din Pitești. Și vorbeam mai despre codul genetic al românului, despre care domnia sa ar avea părere cam pică cu a mea, ca să fiu cinstit, că, mă rog, e ușor influențat la români de factori externi, care factori externi, puterea, mă rog, celor din jur a acționat asupra noastră, mai ales după 89, nu într-un mod foarte favorabil, după cum observați și dumneavoastră, stimați telespectatori, după atâția ani. Mă rog, să continuăm, vă ascult, vă las, domnule profesor. Vreau să vă spun, apropo de factorul genetic, în genetică, cei care ne ascultă și știu, și îmi cer scuze dacă greșesc, dar asta e ceea ce știu eu, există o lege a celor 50 de generații. Codul genetic se schimbă după ce au trecut 50 de generații care au avut o anumită mutație. Deci abia după 50 de generații, o anumită mutație devine, intră în codul genetic. Vă dați seama, gândindu-ne așa, că mulți îi acuză pe români în ziua de astăzi, mai ales pe tineri, mulți îi acuzați, nu numai dumneavoastră, ci poate mulți, că sunt așa, că sunt pe dincolo, că sunt... Eu doar observ și... Și atât... trageți concluzii. Nu, și vin și încerc să, mă rog, să explic, ar fi bine... Domn Badiu, e absolut normal să tragem niște concluzii și să vedem un anumit comportament al tinerilor. Dar haideți să ne întrebăm, ei sunt de vină? Genetic sunt altfel decât noi? În 20 de ani, 20 ceva de ani s-a schimbat genetica acestui popor? Nu, de asta vă spun. Legile schimbării genetice presupun 50 de generații. După 50 de generații poți să spui că s-a schimbat ceva. Tinerii de astăzi sunt aceiași care am fost și noi. Da, vorbeam de români. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat? De români în general. Ce s-a schimbat în 20 ceva de ani? Societatea. Societatea în care noi trăim nu mai face educație, ci face antieducație. Deci e vorba de sistemul în care, sistemul în care trăim. Că, mă rog. Societatea în ziua de astăzi le oferă la magazine droguri etnobotanice, da? Și observăm că mulți se bat cu pumnul în piept, că ce rău e, că... dar nu am văzut nicio lege care să le interzică. De ce oare? Societatea în care trăim îi acuză pe tinerii ăștia că stau, că beau și stau pe baruri sau ceva, dar n-am văzut niciodată să zică, dom'le, la 5 baruri ești obligat să construiești o școală sau un teren de sport sau, eu știu, o instituție în care să facă altceva decât să bea. Deci, sunt ei de vină? Nu sunt ei de vină, domnul Badiu, nici ei, și poate într-o măsură destul de mică familiile. De vină este societatea, pentru că, din punctul meu de vedere, societatea educă 75% dintr-un om. 75% dintr-un om. Pe vremea când, nu cred că suntem foarte depărtați ca vârstă, pe vremea când eram de vârsta studenților noștri, erau anumite reguli, erau anumite... partea bună a unei societăți de tip, să zic, planificat. Partea bună a unei societăți de tip planificat este ceea ce vă spuneam că mi-aș dori și eu acum, să vedem niște planuri, să vedem că se pune problema unor tineri care să refacă sistemul de învățământ, care să refacă societatea în ansamblu ei peste 10 ani, nu peste 10, peste 20 de ani, și să vedem ce avem de făcut în acești 20 de ani. Asta, asta, asta și asta. Îmi permit să dau un exemplu. Fără a face politică, fără a face nimic. Coleg cu mine în catedră este domnul senator Valeca. Este omul pe care eu îl stimez în special pentru un lucru. Este, cred că, singurul ministru din România care a făcut un plan pe 40 de ani. Și anume planul pentru energia atomică și nucleară din România. Pe 40 de ani. Ce a făcut? A făcut ceea ce a făcut și Spiru Haret când a dat legea educației naționale. A strâns toți oamenii competenți, a lăsat să se discute proiectul respectiv, i-a strâns pe toți, și politici, și specialiști, și toți. Și nu le-a dat drumul decât după ce au semnat acest proiect și acest angajament. În așa fel încât ulterior nimeni n-a putut să-l conteste. La fel ar trebui făcut și aici, din punctul meu de vedere, să se implice specialiștii, să se implice oamenii. Eu m-am implicat, dar și ca mine mai sunt alți câțiva. Dar greu să faci primăvară cu câțiva ghiocei, să știți. Să se implice și să facem într-adevăr,
să se supună dezbaterii câteva proiecte naționale de mare amploare, în care să se spună așa, dom'le, ce vrem din țara asta, ce vrem din România asta în următorii 20 de ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani. Ei bine, vrem asta. Un an, doi, trei, să discutăm ce vrem să facem. Și în momentul în care am hotărât, bătem în cuie și toți cei care vor veni, atâta vor face. Domnule profesor, se întâmplă de foarte multe ori să punem pe seama prostiei dezordinea din societatea din ultimii ani. Dezordine catalizată cu siguranță de mass media, care mass media în sine, după părerea mea, dacă vreți să știți, nu este ea de vină, ci cei care patronează mass media au interese clare și aia fac ce fac fără să realizeze. Deci vorbeam de prostie, da? Că spunem, dom'le, e de vină că prostia. Și acum vin repede, brusc, la dumneavoastră în Universitatea din Pitești și observ că nici acolo mereu lucrurile n-au stat pe roze, au existat și există animozități, sistemul nu este perfect, ori aici nu mai putem vorbi despre prostie, în niciun caz. Despre prostie nu putem vorbi, pentru că totuși este un mediu, nu că totuși, e vorba de un mediu academic. Și se întâmplă, iată, lucrurile să nu fie perfecte. Mă rog, să fie așezate fără reproș. E nevoie și de un sindicat, apar discuții. Domnul Badiu, de ce? Îl menționați pe Gustav Le Bon la începutul discuției noastre. În carte, el este unul dintre primii care a observat o anumită lege a maselor. Faptul că inteligența sau prostia nu contează. Când și este așa numită de masă în stradă. Când e vorba de mulțimi. Așa. Mulțime nu înseamnă 10 milioane de oameni sau ceva, înseamnă inclusiv 10 oameni, dar care își doresc toți aceeași lucru, între care există o anumită empatie, deci care acționează relativ coordonat. Deci nu e vorba de numărul de elemente, ci e vorba de interconectarea acelor elemente. E, Gustav Le Bon este primul care a observat și dă exemplu așa numită curte cu juri, în care se formează în stil american două curs cu juri, li se prezintă un caz și ei trebuie să tragă o concluzie, dacă e vinovat sau nevinovat, sau dacă e albă sau neagră. Într-unul dintre jurii se pun avocați, oameni de știință, pictori, deci oameni cu cultură, oameni cu știință, oameni educați. În celălalt se pun oameni needucați. În final, rezultatul este același. Deci nu are de-a face inteligența cu modul de acțiune al maselor și cu modul de evoluție al lor. Repet ceea ce v-am spus, din punct de vedere științific, mulțimile nu se auto-organizează. Nu se auto-organizează, sunt organizate. Iar din punct de vedere, spuneați de universitate, să știți că universitatea reflectă societatea în ansamblu ei. La o dimensiune mai mică, Universitatea din Pitești și orice altă universitate reflectă România. Ceea ce se întâmplă în România reflectă și aici. Decât că universitățile, evoluția lor a fost un pic întârziată. Știți cum e? Când moare un organism viu, el moare întâi în ansamblu său. Deci se strică interconexiunile dintre organe și diverse părți. Dar acele diverse părți continuă să trăiască independent. De exemplu, creierul mai funcționează 13 secunde, diverse alte organe funcționează chiar până la 40-50 de zile, pentru că îți mai crește părul, îți cresc unghiile, știți? E bine, în multe universități din România, din păcate, după Revoluție, comunismul n-a murit. El a mai continuat să existe și ulterior, în momentul în care a murit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și în România. Oamenii n-au prea știut ce să mai facă. Dintr-o dată s-au trezit într-o democrație nepregătită și nepregătiți. Da, dumneavoastră când spuneți comunismul n-a murit, vă referiți cu siguranță la mentalitatea din perioada comunismului, pentru că nu e vorba, în fapt, despre comunism. Nu, nu, nu. Dar mentalitatea, într-adevăr, în general... Iertați-mă, mentalitate și structură. Deci mentalitate și structură. Vă dau exemplu. Până acum un an de zile, sper să nu se schimbe lucrul acesta dacă se va schimba legea învățământului, până acum un an de zile, rectorii erau aleși pe cum Ceaușescu. Deci senatul era format și se alegeau ei între ei.
în așa fel încât erau acele clanuri universitare de care se vorbea, aleși între ei, deci se rotea, erau rotații de cadre. Nu se mai primea absolut deloc sistemul. Deci, repet, era exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Ceaușescu era ales de CCL, PCR, rectorii au ales de Senat. Da, știu că acum rectorul trebuie să fie, după ce este ales, confirmat de Senat, după care Senatul îl aleg toate cadrele didactice. Deci, dintr-o dată, nu mai ales de 40 de oameni, ales de 500-600 de oameni. Da. Și nu are o putere așa de mare singur, deci nu. El trebuie să dea raport Senatului. Exact. Așa este? Deci s-a împărțit actul de conducere. Nu mai este un singur om care hotărăște, ci acel om răspunde și de, în fața lui personal și a comunității academice, pentru că din an în an trebuie să dea să răspundă pentru îndeplinirea obiectivelor, răspunde și în fața Senatului și mai ales răspunde în fața întregii comunități. Iar comunitatea, repet, încă o dată, asemănarea e foarte mare cu România din 89. Ce s-a întâmplat în universități? Deci în universități, comunismul prin concepție și structură și organizare a continuat să existe încă 20 ceva de ani. Da, domnule profesor Băbușa. Iertați-mă, vreau să vă mai spun un singur lucru. Apropo de discuțiile noastre, de ce consider eu că bătălia pentru universități a fost, este și va fi întotdeauna extraordinar de importantă și cred că numărul unu în orice țară? În universități se pregătește viitorul, domnul Badiu. Aici este, cum să zic, malaxorul viitorului oricărei țări, dar aici o să vină viitorii specialiști, da? N-ai specialiști, n-ai viitor. N-ai universitate, ești o biată colonie, liniștită, tuflită și așa mai departe. De-aia bătălia pentru învățământ a fost 20 de ani destul de mare și credeți-mă că noi am pierdut destul de multe bătălii în lupta asta. Să sperăm că n-am pierdut toată lupta. De acord cu dumneavoastră, clar, observ, deci este simplu de remarcat jertfa pe care o aduceți necondiționat în acest altar al învățământului, ca să mă exprim așa și frumos. Domnul profesor Lăbuceanu, ce vreau să vă spun cu privire la ce ați relatat, că universitatea, corect, până la urmă mediul universitar este tot România și așa cum e România, este și mediul universitar, fie din Pitești, fie de oriunde din România. Eu unul gândeam că nu e normal așa, pentru că fiind vorba despre un mediu în care nu mă raportez la inteligență, ci la instruirea celor care activează în acest domeniu, în această zonă, așa, ar trebui să genereze acolo, să emuleze, altă atmosferă să fie. Și pentru asta mă gândeam că trebuie luate două măsuri foarte simple. Să comunice mult mai bine, mai corect, ei intern, între ei, iar când comunică cu mediul din afară, o universitate, și acum vin cu exemplu concret la Pitești. Dom'le, nu știu, până și campania de alegeri s-a făcut în presa locală, în ziare, tabloide. Ce legătură avea, nu știu, cu alegerea rectorului treaba asta? N-am înțeles-o. Așa cum nu înțeleg multe alte mesaje, informații care n-au nicio treabă cu mediul exterior academicului și apar exact acolo, unde n-ar trebui să apară. Adică un pic de să ne ținem așa, nu știu, cum să mă exprim, etichetă, un popor, poate, cred că ați înțeles despre la ce mă refer. Vreau să vă spun punctul chip, un lovit Universitatea din Pitești versus presă, da? Ce s-a întâmplat? A fost un sistem închis? Sau, haideți să vă răspund cu o întrebare. De ce trebuia o Ana Blandiana, de ce trebuia o Doina Cornea să publice în străinătate lucrări? Da, dar unde publica? De ce trebuia să existe sau să vorbească în Munteanu, la Europa Liberă sau ceva? Can. Nu, deci încă o dată vă întreb, de ce trebuia să publice în afară? Acolo era altceva, Europa Nu, dar de ce trebuia să publice în afară? Da, pentru că n-avea... Că înăuntru n-avea cum, așa e? Da, și asta sub fosta conducere înăuntru n-avea ce să faci. Deci e clar că nu există o comunicare internă. Nu, n-a existat. Nu, n-a existat. Mesajelor interior. Nu, deci nu a existat. N-a existat. Înainte. Iar eu... 3 ani de zile eu m-am chinuit să fac un sistem de comunicare între oameni. Am reușit să fac o bază de date, să împreună cu colegii mei din sindicat să transmitem și să informăm pe oameni cu privire la lucrurile adevărate din universitate. Nu așa cum le vedea fosta conducere.
S-a văzut asta, dumneavoastră, sindicatul, da? A comunicat foarte bine. Întâmplător știu că dumneavoastră, sindicatul, ați fost cu adevărat o forță care v-a spus cuvântul în final vis-a-vis de rezultatul, da, alegerilor. Dovadă că la dumneavoastră s-a comunicat. Managementul de la sindicat este cel care a generat rectorul de acum. Absolut. După părerea mea. Absolut. Nu, nu neapărat, nu, să nu înțelegeți greșit. N-am generat rectorul păi, și nu, 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 toată lumea... Nu, comunica și ați instrumentate. Nu, toată lumea consideră și să nu se înțeleagă greșit. Sindicatul nu conduce. Sindicatul nu a pus rectorul. Nu, sindicatul a făcut un singur lucru în Universitatea de Împiteș, domnul Vadiu. Ne-am implicat în a crea un fel de presă internă adevărată, deci a crea acea legătură între oameni, oamenii să fie informați, să știe. De exemplu, am primit, dădeam imediat contracte care se încheiau, discuții care erau, ce se discuta în Senat, ce se făcea. Și oamenii au început să afle și atunci au văzut adevărata realitate. De ce a trebuit să ieșim în presă? Pentru că în interior n-am avut nicio șansă. În momentul în care am încercat să discutăm în interior cu fosta conducere, v-am spus, de tip comunist și feudalist. Nu, nu. Mă delimitez, nu am mă înțeles, bag. Am înțeles. Nu mă bag, nu vreau să intru în subiectul ăsta. Dar ne-ați spus de ce am ieșit în presă. Pentru că n-am avut în interior cu cine să discutăm. Ana Blandiana, Doina, da, Cornea, puteau să vorbească cu Ceaușescu? Am înțeles, ați dat și exemplu. Iar presa, din păcate, o parte din presă o stimez. Acea presă care se gândește că are nevoie de o universitate puternică în această regiune, deja nu mai e vorba de județul Argeș, e vorba de o întreagă regiune, o presă care gândește că odată ce are o universitate puternică va avea un viitor, o presă care vrea să facă presă. Însă, există și o parte murdară a presei, de care dumneavoastră spuneați, care răspunde la niște interese, la niște comenzi și la niște plăți, care a lovit de multe ori în noi și într-un mod urât, așa, ce să vă spun, dezamăgitor pentru mine, pentru că mulți erau oameni tineri care scriau sau spuneau ceva și care când le spuneai, domne, de ce scrie asta? Când știi că nu e adevărat, când știi, de exemplu, despre mine la un moment dat scriau niște ziare la comandă, că am fost internat la spitalul de nebuni, că am dosar la LSM, că am sărit cu toporul la nu știu cine... Și m-am dus și l-am întrebat cel care a scris articolul, altfel un om deosebit. Dom'le, de ce ai scris? Ridicat de numeri. Dom'le, zice, asta e politica ziarului. Ce poți să-i mai răspunzi atunci? Decât că faptul că nu o să mai stai niciodată de vorbă cu el. Și că, din punctul meu de vedere, mânjește imaginea părintelui lui, pe care chiar îl cunoșteam. Da. Hai să depășim subiectul ăsta. Mă doare foarte tare, apropo de presă. Ei sunt nevinovați, cei care fac presă. De vină sunt cei care sunt deasupra și care hrănesc. Dar nici aceia, care eu nu-i consider. Nu, bă, eu nici pe aceia nu-i consider vinovați. Păi, dar atunci ce? Sistemul ăsta, care e format din cine sau cum? Cine? Sistemul care permite României să se scalde în ceea ce este acum. Pentru niște interese... materiale ale multor concerne multinaționale sau așa ceva, ne lasă să ne scăldăm în mizeria asta, care acum chiar o întrețin. Deci asta e opinia mea și o să o susțin întotdeauna. Au dorit colonizarea României și au realizat chestia asta și, din păcate, pentru noi, planurilor acestor indivizi pe zeci de ani, noi n-am avut ce să le opunem. De exemplu, vă spun așa, apropo de implicare, una dintre marile probleme ale învățământului din ziua de astăzi și, de fapt, problema fundamentală a lui pleacă de la modul de finanțare. Cum poți să vrei să ai un învățământ de calitate când tu finanțezi per capita, ca la vită? Deci asta e finanțarea per capita, așa o numesc. Adică te finanțezi cu cât ai mai mulți studenți, cu atât ai mai mulți bani. Ca urmare, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă și în agricultura extensivă? Lași calitatea pentru cantitate, nu? Lași tachetele până când, ca să ai mai mult. N-ai mai mult studenți, te desfințezi, nu mai ai bani. Poate fi și o atunci, condiție necesară, dar nu suficientă. Nu suficientă, dar am zis e necesară și e primordială. Ei suficient. Bine, am încercat 8 ani de zile să schimbăm acest sistem de finanțare. 8 ani de zile ne-am implicat, am strigat, ni s-au spus la un moment dat din partea multor miniștri că ce vrem noi, o bombă atomică, că nu ni se permite. Dom'le, zic, cine nu ne permite? Puneți dumneavoastră asta și aici să vedem cine sare, știți? Ei bine,
după 8 ani de zile am ajuns în ziua de astăzi în care încep să fiu optimist, pentru că până acum am fost pesimist, încep să fiu optimist că lucrurile s-ar putea să, cum să zic, s-ar putea să ni se permită, ba chiar am intrat în atenția celor care conduc lumea asta și care cred că ne-au schimbat rolul. Parcă se simte așa ceva, ne-au cam schimbat rolul, pentru că uitați-vă, și zilele trecute ați văzut, la Bruxelles, peste tot, am început să avem și noi, să ridicăm și noi capul de jos. Da, domnule profesor Băbrăceanu, ne apropiem de final, din păcate pentru noi și pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, și vreau să vă spun că mă gândeam acum la Alex Ștefănescu, dacă îl știți, criticul și istoricul literar, da? Care spunea de curând, l-am prins și eu într-o emisiune, la o emisiune de televiziune națională, el a intrat în politică mai nou, din dorința de a face ceva, apropo, de a se implica, și spunea că părerea lui este că fiecare dintre români trebuie să-și facă treaba acolo unde se află fiecare, și că asta ar fi singura soluție să ieșim din acest impas. Asta ar fi și soluția, apropo de colonizarea la care vă refereați, să nu ne supunem și să ne recăpătăm independența. Fiecare să-și facă treaba acolo unde eu cred în acest lucru. Îmi pare rău că nu am exprimat-o eu așa de limpede cum a făcut-o Alex Ștefănescu și de la care eu preiau. Și vă spun și dumneavoastră. Eu nu sunt de acord cu asta, sincer vă spun. Nu credeți că nu se reușește? Nu, nu sunt de acord. Chestia asta, să ne vedem fiecare de treaba lui. Pe asta și doresc. Să ne facem treaba. Nu să ne vedem de treabă să nu ne implicăm. Să ne facem treaba corect. Să ne facem fiecare treaba corect. Rectorul să fie rector, profesorul să fie profesor, asta, studentul să fie student. Adică studentul să învețe, profesorul să-și facă treaba la catedră să așa și cu exigența de rigoare, iar rectorul să managerieze în așa fel încât tot să aibă condițiile să-și îndeplinească corect. În sensul în care zice, sunt de acord, dar nu să muncim și să nu gândim. Nici cum. Bine că mi-ați atras atenția, că m-am exprimat. Nu, dar sensul era la un moment dat ăsta și am crezut, nu, deci foarte eu bine, sunt voi, pentru a gândi asta. Fiecare. Nu, nici cum, să gândim. Și mai mult decât atât, exact, care e, să zic, și tema discuțiilor noastre. Deci gândim și ne implicăm. Apropo de ce spunea, să ne facem fiecare datoria, eu să fiu cadru didactic, dumneavoastră să fiți ceea ce eu sunteți, rectorul, rector. Eu sunt moderatorul unei emisiuni, să mi-o fac corect emisiunea asta. Dar la un moment dat, dacă să zic mâine, eu, cadru didactic Mircea Bărbuceanu, m-aș implica în politică, vă dați seama cât de mulți m-ar huli, domnul Badiu? Așa cum m-au hulit foarte mulți când am intrat în sindicat. Și am făcut sindicat. Este ceva, cum să zic, dumne, de ce nu-ți faci treaba? Dumne, ta ești profesor, stai liniștit acolo, nu gândi. Nu. Da? De nu. Ce să te duci asta tu cadru didactic exact să intri în politică? Nu, asta vine și susține ce spun eu, deci, adică să vă faceți, să faceți ce trebuie. Asta da. Trebuie probabil să faceți la un moment dat. Exact cum ați făcut pasul de a deveni lider de sindicat după ce ați văzut meciul de fotbal și au venit femeile să vă spună, bă, dacă ați intrat pe teren să vedeți cum e, da. Și așa mai departe. Acum, la fel, pasul dacă ați intrat în politică pentru a face ce nu fac alții. Bun, trebuie să ne oprim. Mi-a făcut plăcere. Și mie vă mulțumesc pentru prezență. Probabil că să ne revedem curând, stimați telespectatori. Acesta a fost Mircea Bărbuceanu, șef de lucrări, pardon, lector, doctor profesor până la urmă, la Universitatea din Pitești. Ați văzut în carne și oase, nu mușcă, nu face rău, nu cum... Cum s-a dus vorba, nu? Cine nu vă cunoaște, nu s-a dus vorba, au fost, să zic tot așa, manipulări sau o anumită idee. Bun, numai bine, pe data viitoare, la Vama Vremii, vă aștept.